Bună ziua, stimați prieteni, vin cu o scurtă luare de poziție cu privire la declarațiile lui Igor Dodon vis-a-vis de Curtea Constituțională. Deci Dodon a afirmat trei lucruri, că Curtea Constituțională a uzurpat puterea în stat, pe motiv că a constatat circunstanțele dizolvarea Parlamentului, că Parlamentul nu va aloca banii necesari pentru bună organizare și desfășurare a alegerilor și că mandatele unor membri ai Comisiei Electorale Centrale expiră și de asta nu va fi posibilă organizarea și desfășurarea alegerilor. Eu zic să le luăm pe toate trei pe rând și să explicăm de ce Igor Dodon este un mincinos și un manipulator. Puterea a uzurpat-o Igor Dodon, care a trădat mandatul dat de cetățeni în alegerile din februarie 2019 cu privire la dezoligarhizarea Republicii Moldova. Noi l-am prins atunci cu aceste declarații și am convins societatea că el este obligat să-și exercite promisiunile și să facă coaliții cu blocul acum ca să dezoligarhizeze țara și să organizeze de urgență în parteneriat cu blocul acum alegerile parlamentare anticipate. Atunci Dodon a convins blocul acum că trebuie să meargă pe un mandat de plin de guvernare de 3 ani și jumătate, având din start drept scop să organizeze o trădare și să uzurpeze el puterea în locul lui Plahotniuc. Din păcate, blocul acum atunci s-a lăsat prins în această capcană, dar această greșeală o vom corecta foarte curând. Puterea în stat, cel puțin tentativa de uzurpare a puterii după ce a plecat Plahotniuc, a făcut-o anume Dodon și nu Curtea Constituțională. Curtea Constituțională îl împiedică acum pe Dodon să exercite în continuare uzurparea puterii în coaliție cu Plahotniuc și Șor, mai bine zis, în coaliție cu fracțiunile parlamentare care sunt subordonate lui Șor și lui Plahotniuc. 2. Banii cu privire la organizarea alegerilor parlamentare anticipate trebuie să fie luați din fondul de rezervă a Guvernului Republicii Moldova. Nu trebuie căutați în alte părți. Pe noi, acest parlament ne costă miliarde de dolari furați de la noi. Prin contrabandă, prin tendere, prin scheme, chiar acum au loc un fir de licitații, chiar acum se întâmplă lucruri grave, chiar acum contrabanda are loc prin Transnistria. Aceste lucruri se întâmplă chiar acum și ne costă miliarde și ne-au costat miliarde de dolari. Și o să ne coste mai departe dacă nu scăpăm de acest parlament corupt și mizerabil. Banii pentru bună organizare a alegerilor parlamentare anticipate sunt. Iar dacă în fondul de rezervă nu mai sunt suficienți bani, nu se întrunește condiția acestor 120 de milioane, Ministerul Finanțelor să facă tot posibilul ca să suplinească fondul de rezervă și să acumuleze suma necesară. Orice democrație costă, o democrație nu poate fi sabotată pe motiv că, vezi, mă rog, nu se găsesc 120 de milioane de lei. Acest parlament, repet, ne costă de 10 și sute de ori mai mult. Și 3. Dodon invocă că expiră mandatul, precum că expiră mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale în luna iunie, a unor membri. Și că asta este o problemă pentru că Parlamentul nu va vota pentru o altă componență sau ceva de genul ăsta. În realitate există lege. Da? Și dacă deschidem codul electoral, doar o clipă să fac acest lucru, nu știu dacă l-am deschis. Dacă deschidem codul electoral, noi vom vedea că articolul 18 sau 17.6, dacă nu greșesc, spune în felul următor, că în cazul în care intrăm în perioada electorală, mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale se prelungește de drept până la 90 de zile. Asta înseamnă că dacă data alegerilor, decretul cu privire la dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor va fi dat până la finele lunii mai, adică până la expirarea mandatului membrilor Comisiei Electorale Centrale, mandatul acestei Comisii Electorale se prelungește de drept cu până la 3 luni. Cu 90 de zile.
Așa că niciunul din argumentele invocate de Dodon nu are temei factologic sau juridic. Sunt doar niște pretexte pentru a amâna alegerile parlamentare. Și eu vreau să-i spun următoarele lui Dodon. Dacă voi, socialiștii, sunteți așa de mari și tare, care este problema? Voi de ce vă temeți de alegerile parlamentare anticipate? Eu, în calitate de președinte al Partidului Schimbării, împreună cu echipa noastră, noi, fiind înregistrați la 25 martie 2021, noi nu ne temem de alegeri anticipate. Iar voi, dită mai pe SRM, cu suportul Federației Rusie, în parteneriat cu Plahotniuc Șușor, cu o mulțime de instituții subordonate, uzurpate, voi vă temeți de niște alegeri. Dacă voi sunteți fricoși, trebuie așa și să spuneți. Dar să vă asumați consecințele. Eu știu că oamenii s-au săturat de voi. Noi vedem asta în fiecare zi, în fiecare localitate. Oamenii sunt obosiți și oamenii sunt înrăiți. Nu aduceți lucrurile la limită. Întruniți-vă, ridicați starea de urgență, nu așteptați decizia Curții Constituționale. Dacă voi sunteți așa de tare nemulțumiți de activitatea Curții Constituționale, comportați-vă corespunzător. Nu vă folosiți de stare de urgență pentru ca să vă salvați încă câteva zile de mandat și de răgaz de furat. Trageți linia, găsiți rămășițe de curaj bărbăție, adoptați decizia cu privire la ridicarea stării de urgență. Permiteți președintelui să semneze decretul cu privire la dizolvarea Parlamentului și hai să mergem la alegeri. Popor, oamenii să decidă. Nu voi. Noi am ajuns aici pentru că sunteți niște lași, sunteți niște corupți. Voi luptați pentru fiecare zi de mandat ca să mai câștigați niște bani. În timp ce oamenii mor, în timp ce noi avem guvern, în timp ce totul este discreditat. În țara asta nu mai a rămas niciun reper, nicio instituție care ar funcționa conform legii. Și noi datorăm acest dezastru vouă. Nu există o altă soluție decât alegeri parlamentare anticipate și noi o să le avem. Cu voi, fără voi, cu voia voastră, fără voia voastră. Voi de azi înainte puteți să vă faceți numai mai rău. Stimați prieteni, mergem la alegeri parlamentare anticipate. Dacă va fi nevoie să punem acest parlament la respect în urma manifestării voinței noastre ca cetățeni, prin a protesta, noi o să facem acest lucru. O zi bună vă doresc și pe curând!